Eu zic, păi scenariul să fie regizorul aici și să mă atrage pe el. Da, mă, sărac cu Marian. Din cauza lui boul ăsta a cusut pot. Și la un moment dat, da, n-am, ce tu înregistrezi? Bo, nu că nu se vorbesc, că deja mă enervează treaba asta. Știi, că mi-amintesc de ceva care el, în loc să mă fie ascultat, pe mine a ascultat pe altul. Ceea ce nu era foarte bine. Știi cum, eu la tema asta florală, e o temă în care eu nu fac altceva parcă decât să mă joc. Să mă joc, să fac aceeași poveste, colorez ca un copil, o poveste în care cine știe unde, cum ajung. Nu neapărat trebuie să mă gândesc, mamă, fac. Dar știi cum e, cum s-ar zice, să-ți dai țeag mâna. Ce norocos ești, ce norocos ești. Tu-ți dai ce norocos ești? A? Uite, s-a urat într-un ceas bun. Asta e de bine. Nu, e norocos, că uite. Săracul de l-a mondat, zice, uite, că era, Marian era foarte bucuros, că băi, frate, vine Nicolae Mărgineanu la el. Știi cum e? Aici. Astea, eu le fac, se așează culoarea, după o zi, două, mă mai uit peste ele, îmi vine pofta de lucru. Cu ele, eu îmi fac un fel de... Eu am observat lucrul ăsta mai de mult când am început să fac tema asta florală, acum câțiva ani, din 2016. Din 2016. Și am făcut vreo 4.000 de lucrări cu tema florală. 4.000. Și aproape... Vasul ăsta, tot am zis eu, vreau să fie ca un sex erectiv. Dar un sex din ăla erectiv, când îl vezi, e ca și cum zici, wow, ce frumoasă e floarea asta care am florit. Știi? Când, eu am observat asta, când aveam câte o floare care îmi florea dimineața, mă, eram extrem de bucuros. Îmi crea stare de bine. Știi? Uite, acum e mai bine. O lasă jos, nu? E bine. O lasă jos să se rușește și pe și întotdeauna lucrez cu o stare din asta de plăcere.
a lucrului cât, cât mă ține. Mi-a spunea mama de la școală, băi, ca și cum faceți dragoste. Când faci dragoste, te simți bine, te simți bine. Atât pite. După aia, mai aștept să mai încarce pistolul și, și de urmă, altă dată, știi? Și revin în ziua următoare, din nou, la aceeași temă, la aceeași poveste, știi? O dragoste trebuie întreținută, nu abandonată așa dintr-o dată. Pac, și gata. Nu. Și trebuie să fie pasională povestea. Pentru că pentru că într-un fel n-ajungi, să zicem, la orgasm. Orgasmul e o stare foarte frumoasă a e o altă etapă, iar o mai pun jos, iar mă mai la celelalte, știi? Și după ce se uscă, mie mi s-a întâmplat câteodată când făceam câte 20 de lucruri din astea și în zorul erodă, mă excita sexual, efectiv mă excita sexual. Și atunci am descoperit că, de fapt, pictura e o chestie din asta, cum să zic, aproape un erotism, actul în sine a pictării, știi? Și, nici cu asta nu știu ce să fac, el nu-mi displace, știi? Îl mai las o zi, două, să dospească, să se usuce între timp. Și apoi eu reiau de multe ori asta încă o dată, asta să zicem deocamdată nu, dar aș mai face monotipul ăsta. Asta e tehnica monotipului. E o hârtie. Bine, eu vreau și să mi se curățe un pic, că le-am mai stropit, le-am mai nu știu ce, știi? Și să nu fie așa cu culoarea foarte mustoasă acolo, că nu dă bine, e așa, e ca neîntrezit, știi? Și fac monotipul ăsta, ea mai mi-e stompează un pic, după aia sigur că eu, ca să nu am urmele alea, mai vin cu câte un deget acolo, mai întind un pic culoarea, câteva mi se așa, și apoi după aceea aici nu mai bine acum. Am vrut să-i zic de aia că dinsul a venit odată cu domnul Coșul, de care ți-am mai spus tu. Și Coșul ar fi zis, păi uite un film de Acoz de Lucian, pe care maestrul l-a făcut. Zice, uite, mi-e place să vin din nou cu pestele, cu un fel de tensiune, știi? Așa, de-aia nu-mi zice că trebuie să mi-a să vin prima. Dar stai că am avut care nu asta nu, stai că mai am niște șabloane din asta.
Cu asta cu șablon nu e nimic de râs. De... Sigur, la mine e așa, e vasul ușor falic până am ajuns la povestea cu falusul. Să-și fac vasul ca un falus. Am mai zis eu că cineva, o poetă foarte importantă, poetă, zice, păi, falusul e Dumnezeu. Băi, dar ce extraordinar a spus, spune femeia asta. E o poetă foarte, foarte importantă asta, foarte bună. Și o femeie îndrăzneată, bă, nu, bă, și scriitor, da, bă. Asta cu monotipul îmi place pentru că el îmi dă mai departe idei. Eu nu fac tema asta florală, nu o fac după motiv, deși mi-am adus niște anemone de plastic, să mai trag așa cu un ochiul la ele, că... Dar nu vreau să fac o poveste mimetică, să mimeze ceva de acolo, nu. Desenez, las să meargă și mingea numai eu. Așa. Și vasul ăsta, așa îl fac, e ca și cum ai vede un sex în erecție. Când vezi un sex în erecție, e de fapt, știi, e o emoție foarte interesantă. Chiar și vasul, l-am dus într-o zonă din asta, zici că este pistoletul cu tare. Eu colorez, mai adaug, știi, să am și povestea asta. Mă cam enervează mirosul ăsta, frate, e cam... Și astea sunt culori din asta, de tipografie. Sigur, cu vremea se uscă și se uscă frumos. E ușor emailat. Și mai ales că îmi fac și niște transparențe. Vezi cât de repede lucrez? Nici nu stau să analizez mult. Las instinctul. E la un moment dat un artist foarte bun. Maestru Corneliu Vasilescu. Zice, bă, pictura e și instinct. Ce-mi place că lucrez din instinct. Păi zic că când lucrez din instinct, te eliberez. Te eliberezi de... și prinzi curaj. În artă, dacă n-ai curaj, nu te... După aceea vin, mai corectezi. E la mine e așa, forma asta, între ceva aproape falic. Eu aici îmi creez un fel de ritm, știi? Ai reușit? Da, e foarte drăguță, Flori. Și când la ora 3 e gata lucrarea aia de care am eu nevoie astăzi și da? Celelalte mâine. Ok. Foarte drăguță. Ce norocos ești! Băi, ce mă bucur, băi, voi știți din idee ce mă bucur că l-ai cunoscut și tu, ai văzut în viață pe maestru Mărgineanu. E foarte tare, băi, chestia asta. Că în cariera ta, care va fi curând, așa, vei, știam, ok, nu spun acum că tu filmezi.